Dinozaurii sunt unii dintre cei mai iubiți eroi din desene animate, filme și cărți. Astăzi, ființele misterioase străvechi se bucură de o mare popularitate, pentru că istoria lor este legată de taina pe care o vom descoperi. Cuvântul dinozaur a apărut în anul 1841 și provine din două cuvinte, dinos, care înseamnă groaznic, înfiorător, și zauros, adică reptilă. Dacă înainte de acest an cineva întâlnea reptile imense, înfiorătoare sau rămășițele lor, adesea acestea erau numite dragoni. Dragonii au coexistat împreună cu oamenii de la apariția omului pe pământ. Biblia ne prezintă cum Eva, în rai, a început un dialog cu șarpele, care a amăgit-o prin viclenie. Amăgire înseamnă afectarea minții. Drept urmare, oamenii au devenit păcătoși și muritori. De aceea, reptila a fost blestemată și a rămas fără picioare. Șarpele a început să se tărască pe pântece. În cartea Apocalipsa, Hristos ne descoperă cine a amăgit-o pe Eva sub forma șarpelui, cine a folosit reptila ca pe o marionetă, care pe atunci încă mergea pe labe, și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Prin șarpe însuși satan a vorbit cu Eva. Satan înseamnă împotrivitor, el este și diavol, care se traduce prin clevetitor. Asupra cărui lucru lucrează diavolul? De exemplu, noi nu mai știm cine suntem, de unde și unde mergem. Orice om care are studii sau nu are, poate să fie manipulat foarte ușor atunci când el nu știe cine este, de unde, încotro, de ce. Foarte ușor. Dar atunci când eu știu cine sunt, atunci multe lucruri nu le voi face. Atunci când nu știu cine sunt, atunci este simplu să mi se spune că bunicul meu a fost o maimuță sau o bunică girafă. Asupra cărui lucru lucrează? Ca noi să fim rupți de realitate, să ignorăm istoria care a avut loc în realitate, că Dumnezeu a fost pe pământ 2000 de ani în urmă. Aceasta este Iisus Hristos. Nu sunt nici miliarde de ani, nici milioane de ani, doar 2000 de ani. Că 4350 de ani în urmă a fost potopul. Nu milioane și miliarde de ani, dar doar 4350. Și în general, Pământul are 6000 de ani, deoarece în Biblie este scris acest lucru. Și descoperirile de astăzi și clipurile pe care le creăm și pe care puteți vedea pe canalele noastre spun că Pământul nu poate să existe timp de milioane și miliarde de ani. Dar cineva lucrează asupra acestor lucruri și acesta este diavolul. Astăzi, diavolul continuă să folosească subiectul legat de dragoni și dinozauri pentru a amăgi oamenii și a le afecta mintea. Despre dinozauri este scris în toate dicționarele și enciclopediile, ca fiind animale care au locuit pe pământ între 225 și 65 de milioane de ani în urmă, în era mezozoică. Astfel, în definiția dinozaurilor, este deja introdusă ideea despre evoluție. Dar știm cu toții că omenirea a trecut prin sfârșitul lumii de mai puțin timp. Întreg pământul este acoperit cu sedimente marine, care dovedesc potopul global, cum este scris și în Biblie. Iar până la apariția fanteziei evoluționiste, toți oamenii de știință spuneau că acest lucru este o dovadă a potopului cel mare. Vizionați dovezile ascunse pe canalul nostru! În această îngropare globală, animalele sunt împărțite pe diferite niveluri. La nivelul cel mai de jos sunt animalele acvatice de adâncime, apoi sunt îngropate animalele din adâncurile mijlocii, apoi cele marine de coastă, cele terestre și așa mai departe. Constatăm o reapariție logică a modului în care aceste ființe au fost îngropate de potop. Utilizând ideea evoluției, diavolul afectează mintea, arătând că nu este vorba de o coloană geologică, ci de epoci lungi. Vizionați pe canalul nostru clipul Artefacte incredibile pe care savanții le ascund. Se presupune că au existat aceste animale. De unde au apărut? Nu știm. Unde au dispărut? Nu știm, pentru că nu există nicio formă intermediară. Apoi, o epocă întreagă au trăit doar aceste animale. Nu se știe de unde au apărut și unde au dispărut. Apoi, o epocă întreagă au trăit doar aceste animale și așa mai departe. Dacă toți credincioșii din țară se vor uni într-un gând
ce atunci va fi predat în școli. De aceea, aceasta este cea mai mare îngrijorare a diavolului. De ce el creează toate aceste teorii, păreri, învățături? El încearcă să pună peste tot slujitorii săi, peste tot, dar în primul rând în biserici. El plantează tot felul de religii ca să nu fie unitate, ca oamenii să nu cunoască adevărul. Atunci copiii de mici vor citi și vor ști cine ei sunt. Sunt niște câini și trebuie să tindă spre ceva. Sau sunt maimuțe? Nu, ei vor cunoaște de mici standardul său înalt, că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Ei vor tinde spre cel mai înalt standard. Ei vor ști cine sunt ei, de unde, ce a fost, ce este, că în realitate suntem atât de aproape de Dumnezeu. Doar 4.000 de ani în urmă a fost potopul. 4.350. Este atât de puțin. Eu am 50 de ani. Ce înseamnă 4.000? Este atât de puțin. A fost potopul. Pământul are 6.000 de ani. Este o clipă. Treziți-vă! Scopul diavolului este să nu ne orientăm în timp. De ce el are nevoie de aceste miliarde de ani? Fantezia evoluționistă că o epocă întreagă au trăit niște reptile înfiorătoare este introdusă în definirea dinozaurilor. De unde au apărut și cum au dispărut nu se știe, iar oamenii nu i-au văzut niciodată. Însă cu toții știm că reptilele imense sau rămășițele acestora erau întâlnite de oameni și înainte de a fi inventat cuvântul dinozaur. Îi numeau dragoni. Literatura străveche este plină de multe exemple ale întâlnirilor oamenilor cu dragonii. De regulă, întâlnirea se termină rău pentru dragon. Cum a spus Dumnezeu, oamenii vor zdrobi capul șarpelui. În anul 1823 a fost găsit un schelet complet și a fost expus în Muzeul Britanic sub denumirea Dragonul Marin. Apoi a fost găsit primul exemplar de pterozaur, expus în Muzeul Britanic ca fiind dragonul zburător. Mai târziu, tot acolo a fost expusă reptila marină, dragonul de mare al lui Hawkins. Fosilele dragonilor nu au milioane de ani. Acestea conțin țesuturi moi, urme de proteine, iar în interiorul vaselor de sânge au rămășițele globulelor de sânge, cu un nucleu caracteristic reptilelor imense. În rai, diavolul a folosit reptila pentru a afecta mintea omului. Astăzi el afectează mințile oamenilor utilizând subiectul despre dinozauri. Deoarece diavolul poate foarte ușor să manipuleze orice om dacă el nu știe cine este. Poți să faci din el o maimuță, un câine, un animal, când el nu știe cine este, este foarte simplu. Când el nu știe istorie, miliarde de ani. Chiar dacă Dumnezeu și există, El este undeva departe și Lui este indiferent cum trăim aici. Atunci omul poate să fie manipulat foarte ușor. Dar acesta nu este planul lui Dumnezeu. Planul Lui este că El a trimis pe Fiul Său ca fiecare om să poată să primească mântuire și viață veșnică. Biblia spune totul despre dinozauri și câți ani are Pământul și cum a biruit Iisus Hristos diavolul. Abonați-vă și urmăriți canalul nostru. Pentru creștere spirituală și comunicare, contactați-ne!